Drama și domnul Feșnic nu a văzut. Nu a văzut nimic din toate chestiile astea, iar VAR-ul nu a putut să-l ajute. Uite, avem un fost mare arbitru la telefon, Cristi Balaș, care incidental și conducător de club al CFR-ului. Salut, Cristi! Bună, vă salut pe toți! Ce faci? Uite, te uiți la fazele astea sau nu? Le-am văzut. Le-ai văzut? Da, o să ajungem să le visăm noaptea. Săracii jucători implicați, acum chiar îmi pare rău de ei, o să le viseze și ei, mai ales cei care sunt considerați că au vinovați de asemenea intrări. Pare rău pentru ei, dar asta e povestea. Este regretabil când apar jucători accidentați la asemenea intrări, indiferent că vorbim de arma și indiferent că vorbim despre Florinel Coman sau Companio sau orice alt jucător. Până la urmă, își câștigă pâinea pe teren și e foarte important, indiferent de numele echipei, ca jucătorii să fie feriți în primul rând de adversar, pentru că se poate întâmpla oricui și atunci când nu îți respecti adversarul, în timp se întorc împotriva ta aceste lucruri. Bun, dar tu fazi astea ca fost arbitru, acum realmente te întrebi și cred că poți să ai această obiectivitate și libertate să spui. Sunt trei faze importante care sunt judecate. Cea la Ona la Coman, cea lui Grigore la Companio și cea lui Robiso la armă. Acestea au fost în ultima vreme. Cred că acestea l-au și determinat i-au determinat pe cei care l-au împins pe Vasaras în conferință de presă să se întâmple discuția de ei. Care este judecata ta asupra lor? Au din făcut păcate, bine arbitrii? Din păcate, nu, arbitrii au greșit, indiscutabil. Din păcate, mă așteptam înainte să apară această conferință. În mintea mea îmi făceam anumite legii, cunoscându-l pe Chiros Vasaras, mă gândeam ceea ce va spune. Nu credeam că va lua atât de mult apărare arbitru, adică e normal să apere arbitrii, să-i protejezi, dar atunci când nu recunoști anumite greșeli, atunci când nu însușești, chiar dacă nu le-ai făcut tu, pentru că tu conduci Comisia Centrală în numele arbitrilor, însușești acele greșeli, erori, aceasta ar fi prima condiție pentru a reuși să le rezolve. Că prima dată trebuie să recunoști că e greșit, hai să rezolvăm problema. Dacă vii și spui că a fost bine făcut, nu înseamnă că te proceda la fel. Oricum, criteriile pe care Chiros Vasara și Florin Prune acolo știe că e un lector senzațional și din acest punct de vedere e un câștig. Dar nu se potrivește ceea ce a povestit sau criteriile expuse nu se potriveau cu imaginile prezentate. El spune, totuși revine astăzi și spune: eu am zis doar că VAR-ul nu putea interveni și aici nu, e o discuție. Nu, am înțeles ce a zis. El a spus ce dar că el. După aia rea și zice Feșnic a arbitrat sub standarde, adică nu a luat decizie de disciplinare bună. L-ai avut în emisiune de atâtea rânduri pe domnul Crăciunescu, care a prezentat greșelile făcute împotriva CFR-ului. Prima etapă din play-off cu Magvița, cu acea linie trasă. Acolo țin să te contrazic din funcție de ce au spus ei, dar nu cred că acolo este vorba de o păcăleală. Ei spun că este totul electronic făcut și atunci când este electronic, okay, uită-te imagine. Ăsta le pune computerul și la un moment dat jos, ai o bară, s-ar putea să, aș vrea să ne prezinte și nou, ne arată centimetri diferență. Radu, îmi cer scuze. Punctul pe unde trece acea linie așa este stabilit doar de către om. Da, dar ei spun că dau mai multe puncte. Și ei au ales, la această fază, jucătorul din mijloc, din acel grup, jucătorul din fața lui Magvița, da, are piciorul din spate, da, un picior este jos și un picior este în spate. Da. Acea gheată nu a fost luată în calcul. Ba da, uite-te acolo, uite cerculețul albastru. Da, dar atenție mare, nu e în dreptul piciorul stâng al apărătorului care le vezi în prim plan. Da, e mai nu, nu, nu știu, există, se vede foarte greu, dar există la nivelul gambei suprapusă peste, linie, sau fine, spatele gambei. Dar ei acolo trag. Acolo trag, vezi că altfel ar fi tras jos. Dacă tragi o linie imaginară de la cameră, care era pe 16 metri, prin acea gheată, vei vedea că gheata este mai aproape de linia porții. În fine, nu știu, aici, sincer, noi am făcut, le dau dreptate pentru că electronica au pus în punctul cel mai îndepărtat, se vede că cerculețul albastru e cel mai îndepărtat, pe care computerul din păcate, din păcate, noi, și spun din păcate, noi am făcut o simulare, am aranjat jucătorii
exact în poziția pe care o aveți prezentată în imagine. Aveam copii de la juniori, i-am aranjat pe teren, am trimis-o doar la Comisia Centrală a Arbitrilor din dorința de a rezolva pe viitor asemenea situații. Când o să ne vedem, am să ți-o prezint, să vezi și atunci altfel vei înțelege și vei realiza ceea ce am spus. Bun. Ce impresie îți dă ție Vasaras în toată povestea asta? Abil. Este abil. Până la urmă, cel care trebuie să-l confirme în continuare în funcție nu este nici vreun conducător de club, jurnalist, arbitru, da, președinte. Până la urmă, cel care trebuie să-l confirme sau să decidă dacă rămâne în continuare este președintele federației. Dacă el este mulțumit de cum s-a prezentat la conferință, de cum a tratat fazele, de respectul pe care îl are prin modul în care s-a prezentat, nu avem decât să mergem înainte în felul următor. Sunt curios când vor mai apărea situații asemănătoare, care vor fi deciziile. Da. E o chestie interesantă pe care ne-o spune, sau o concluzie interesantă în toată această poveste, este că VAR-ul la un moment dat este limitat. Este limitat nu numai de limitele clasice pe care le știam și care sunt scrise clar în regulamentul de folosire a VAR-ului, ci și de aceste criterii pe care le spune el. Deci dacă n-ai una, dacă nu e piciorul întins sau ambele picioare sau crampoane clare sau ceea ce se întâmplă în spatele arbitrului, deci dacă arbitrul controlează faza respectivă, dar la VAR, cei care se uită acolo văd că de fapt n-a controlat-o, bine, el nu mai poate interveni. Da. De acord? Nouă ni s-au anulat lovituri de pedeapsă discutabile, au fost anulate decizia, VAR-ul a chemat arbitrul și a anulat decizia. Păi, da, ok, dar el spune că VAR-ul cheamă și arbitrul anulează, da. Dar el spune că VAR-ul, spune în ambele situații, și la Grigore și la Irobiso, în aceste două cazuri nu există elemente conform legii o jocului pentru a acorda unui cartonaj roșu, motiv pentru care VAR nu a putut interveni. De aceea am prezentat și alte clipuri cu nu știu ce. La Onea, viteza mare, deci la el nu sunt în continuare, spune că nu sunt elemente ca VAR-ul să intre. Voi înțelegeți? Din păcate am o altă opinie și nu înseamnă că dacă nu sunt de acord cu el am și dreptate, dar părerea mea este diferită. Până la urmă, VAR-ul a fost introdus ca atunci când apar greșeli evidente să sprijine arbitrul, chemându-l, prezentându-i faza și să se ia într-un final decizia corectă. Mie mi se pare că aici nu au fost decizii sau elemente suficiente care să determine VAR-ul să-l cheme pe arbitru, înseamnă că, din punctul meu de vedere, nu am rezolvat problema sau cheltuim bani aproape degeaba. Mi se pare că de la apariția VAR-ului, arbitrii se luptă să nu devină irelevanți. Asta este părerea mea. Oamenii se luptă să-și ia înapoi bunul lor, și anume decizia totală asupra meciului, sigur, exceptând câteva situații, dar când ei văd un lucru, ca nu cumva după ce l-au văzut, să le demonstreze ceva că n-au văzut bine sau că n-au judecat bine. Asta este. Este oricum, despre păstrarea faimei sau imaginii arbitrilor. În ochii lor, cel puțin, că în ochii noștri. Oricum, a fost dezamăgit. Voi ați prezentat și chiar tu în emisiunile tale, și la meciul cu Rapid, și la meciul cu Craiova, și la meciul cu FCSB, intrarea aceea lui Birligea când a stabilit că penalti, și la meciul cu Șepși. În etapă de etapă aproape ne-am plâns, deja aproape că am devenit penibil, adică eu chiar nu m-am simțit confortabil și am și evitat să mai ies în ultima perioadă. În momentul când au fost, nu s-a întâmplat nimic, când s-a greșit împotriva FCSB-ului, s-au aliniat toate astrele, se trimit mesaje, președinte, arbitri, ieșim la televizor, Chiros Vasaras, consfătuire. Am înțeles care este mesajul. Ok, vreau să întrebi pe CFR. E adevărat că Nelu Varga și-a, din știrile, acum știți din știrile momentului, și-a manetat apartamente, s-a împrumutat 1,5 milioane de euro de la prieteni și Petrescu a împrumutat clubul cu 300.000 de euro ca să luați licență de UEFA? Clar nu a fost la manet, pentru că nu l-am vedea să fie prezent pentru a rezolva situația într-o asemenea clădire. Dar am repetat de nenumărate ori. Avem nevoie în continuare de sprijinul finanțatorului pentru a depăși această etapă importantă și a obține licența pentru următorul sezon. S-a întâmplat pentru că
Din fericire am avut sprijinul acestuia și la 31 martie clubul nostru a făcut dovada că nu are datorie restantă față de a angaja jucători, fost jucători, iarăși un lucru foarte sau important. Sau că au fost de acord să-și amâne banii. Iar aceste criterii fiind îndeplinite, am obținut licența UEFA pentru sezonul 2023-2024. Într-adevăr, anumite situații, o parte am rezolvat și cu sprijinul jucătorilor, dar rețineți, așa cum v-am mai spus probabil și în emisiune, au scăzut comparativ cu anul precedent datoriile către angajați cu aproximativ 40%, ceea ce înseamnă foarte mult, suntem pe drumul bun și domnul Varga ne-a asigurat, indiferent ceea ce se întâmplă, bineînțeles că ne dorim să câștigăm campionatul în continuare, chiar dacă este greu, dar nu am depus armele, indiferent ceea ce se va întâmpla, este alături de club. Și dacă, dacă nu prindeți un loc de cupe europene? Dacă nu vreau să mă gândesc la acest scenariu, păi dar a zis-o Dan Petrescu, un lucru este cert, sezonul sau bugetul sezonului viitor va fi făcut în funcție și de încasările care sunt preconizate. La finalul campionatului sau înainte să începem sezonul viitor, pentru că vom lucra în vacanța de vară, în funcție de poziția pe care o vom avea la final sau de o eventuală calificare în grupele unei competiții europene, vom ști în ce măsură investim. Pentru fotbalul românesc și, bineînțeles, și pentru CFR Cluj, e important ca în continuare CFR Cluj să fie în competiția europeană, să strângă puncte pentru fotbalul românesc, așa cum a făcut-o și în sezoanele precedente. E adevărat ce te întrebasem cu Dan Petrescu, 300.000 de euro împrumut la... Nu a fost suma asta, a sprijinit pentru o perioadă de timp, dar banii a primit înapoi. Adică el s-a oferit. Deja i-a primit înapoi? Sigur că da, da, da. Deci, dar n-au fost 300.000 de euro? Nu au fost 300.000 și suma a primit-o înapoi pentru o perioadă de timp. Nu prindeți un loc de cupă europeană și îl mai permite CFR pe Dan Petrescu, antrenor? El trebuie să spună asta. Dan Petrescu trebuie să fie lângă noi și la bine și la greu. Cum? Și noi suntem în acest moment alături de echipă. Păi nu, dar ai spus că bugetul va fi făcut funcție de încasări. Dacă nu mai ai încasări, s-ar putea să nu poți să plătești un antrenor la nivelul Dan Petrescu. Întrebarea este dacă și-l permite și pe Cristi Balaj. Ne vom reorienta și bineînțeles că trebuie să fim alături de club și la bine și la greu. Da, e clar că nu veți mai putea avea același lot dacă nu sunteți în Europa. Și același buget, când vorbești același buget. Da, e clar, buget și diferit. Funcție de buget, același lot, nu? Mi se pare logic. Am văzut jucători care au refuzat, pentru că nu dau nume, pot să vorbesc și de sume. Am avut jucători care au refuzat 13.000 de euro la CFR și s-au dus la alte cluburi pentru 7.000 de euro. De ce? Au cerut o sumă mai mare, nu au fost mulțumiți cu oferta de 13.000 de euro făcută, nivelul salarial făcut de CFR către ei, au spus, nu domnule, eu merit mai mult, sunt un jucător mai valoros, noi nu am... Așa, au ajuns să joace pe jumătate. Și într-un final au jucat pentru 7.000 de euro. Ce se întâmplă cu Jean-Claude Billon? Când se că a reziliat, a plecat, care e povestea? Și-a depus hârtie pentru justă cauză. Din păcate, sunt jucători care nu s-au integrat în echipă așa cum ar fi sperat. Dan Petrescu s-a folosit mai puțin de ei și a depus o hârtie. Vom vedea. Documentul este trimis către departamentul juridic. A plecat? Colegii îmi spun că l-au văzut în Cluj în continuare. E bun, nu în sens că dacă a plecat din România sau de planeta asta, dacă a plecat din club, adică mai funcționează, mai vine la antrenament? A depus document pentru reziliere și invocând justa cauză. Ce înseamnă justa cauză? Da, sunt anumite motive pentru care poți să pui. Unul dintre ele, de exemplu, este nu-i asiguri competiție sau nu i-ai plătit salariul după ce acel jucător te-a notificat în termen de 15 zile. Și la cele bani până la sfârșitul contractului. Și voi așa ați făcut, nu l-ați plătit? El ne-a depus hârtie, ultima hârtie când ne-a depus-o a fost plătit în termen, înainte de cele 15 zile. Este unul din jucătorii care nu are întârzieri mari salariale, foarte puțin. Păi la 31 martie, repet, având această obligație pentru obținerea licenței UEFA, a fost obligat ca să plătim
datoriile existente și să nu vă imaginați că jucători care nu joacă, mai ales străini fiind, ar accepta ca să facă o eventuală amânare. Nu a fost o... Nu e o problemă totul de gestionarea jucătorilor la CFR, Cristi, pentru că s-au vânturat foarte mulți, au venit, au plecat, au venit, au plecat, bani, rezilieri, instabilitatea lotului. E o poveste, Dan Petrescu se plânge într-una, deși el a chemat, el a dat, el este totuși în mijloc. Chestia asta e... Pare așa un turbion permanent a fost sezonul ăsta la voi. CFR Cluj este un club care nu știe să piardă în primul rând. Și da, atunci, pierde jucători pe bandă rulantă. Nu știe să piardă în primul rând, mă refer aici la rezultate. Faptul că există jucători care nu s-au integrat sau sunt nemulțumiți că joacă mai puțin, aici nu mai e ce să faci. Dan Petrescu este un antrenor exigent, nu întâmplător a avut rezultate mai mereu. Păi nu, dar ok, dar nu cumva ar trebui să alegeți mai bine un pic, mai cu grijă, mai când cu... Nu există... E că mi-e greu să cred că există vreun club la care tot lotul este impecabil. Nu, este, dar există cluburi cu o stabilitate mult mai mare a lotului, mi se pare. CFR-ul este un club comparativ cu alte echipe unde monitorizarea este diferită, fiind în luptă pentru câștigarea campionatului, fiind o echipă de care le este frică la celelalte combatante, e normal ca să apară și o altă lupă, să zic, focalizarea este mult diferită față, și atunci normal că sunt scoase în evidență orice minusuri, cum a fost, de exemplu, și subiectul Cristi Coste, chiar e un jurnalist foarte bine informat, dar a avut dreptate în momentul când a spus că a existat o divergență între doi jucători, doar că el trebuie să știe ceva. Acest lucru la CFR Cluj se întâmplă frecvent pentru că antrenamentul... Între Burcă și Muhar, dar înțelegem că au fost gata să bată. Nu, nici vorbă. Nu, au fost niște divergențe verbale. Dar rețineți, lucrul acesta se întâmplă frecvent pentru că la CFR Cluj intensitatea antrenamentului este asemănătoare cu ceea ce se întâmplă la joc. Adică ceea ce se face la antrenament poți să pui semnul egal între un joc oficial. Există aceeași tărie, aceeași forță, aceeași intensitate, ceea ce înseamnă disputarea pentru balon. Am înțeles, și normal și că apar și se joacă uneori fără apărător, fără folosesc doar șosete și apar accidentări. Adică la noi e frecvent să apară anumite dueluri, după înțeles. Care jucătorii se ridică, își dau mâna și stau după meci împreună. Sau încep să se înjure și se iau la bătăie. Niciodată nu s-a întâmplat să se bată. Adică niciodată la voi nu s-au bătut, adică s-au bătut peste tot să mai bat. La noi, Florin, întâmplător, Marius, nu s-au bătut. Că și au mai... Dar la noi nu s-au bătut. La voi întâmplător, nu. La noi nu s-au bătut. Noi n-am fost la CFR. O chestie te mai întreb. Ai spus la un moment dat, terminați cu tâmpenile celor care, sau le-ai transmis celor care au speculat despre un posibil blat cupă campionat că rimează între voi și Sepsi, pentru că au fost două meciuri perfect în oglindă. Într-un meci a lipsit o echipă, în celălalt meci a lipsit echipa cealaltă, fix în competițiile unde erau mai interesate, care erau mai interesante pentru echipele care erau prezente. Știi ce colacul nostru de salvare știi care e? Care? Că a luat Burcă roșu, adică mi se pare total nepotrivit ca să ai asemenea gânduri și am demonstrat noi cei de la CFR, cel puțin cei care suntem acum, că seriozitatea este maximă, indiferent că luăm un jucător aflat și el stă în campionat acum? Contract, stăm la meciul cu Rapid? Bineînțeles. El a primit cartonaș roșu, nu putem să ne folosim de el. Uh-huh. Adică nu stă în picioare, dar discuția era oarecum amuzantă, dar și tristă în același context în care atât de slab am jucat, încât unii au ajuns să se gândească la așa ceva. Asta vreau să subliniem și noi am fost nemulțumiți de prestația pe care am avut-o. Cristi, mulțumesc mult, mulțumesc pentru această intervenție. Să vedem meciul de luni, semn de interesant și important pentru toate echipele. Mulțumesc, o să luăm o pauză și revenim repede.